Temperaturile foarte ridicate din ultima perioadă sporesc riscul de incendiu la culturile de cereale păioase. Cum anul trecut în lunile iulie și august au fost 10 astfel de incendii, toate cu pagube însemnate, Inspectoratul pentru Situații de Urgență atrage atenția populației să respecte câteva reguli simple care pot pune la adăpost recolta. Autovehicolele folosite la recoltarea și transportul cerealelor vor fi echipate cu dispozitive care să nu permită scânteilor să intre în contact cu paele. Un incendiu inspucnit în astfel de împrejurări s-a produs în satul Vad, comuna Dragomirești, în 2014, când au ars capul tractorului o parte din cerealele din semire morcă și miriște pe o suprafață de un hectar. Se interzice de altfel fumatul la o distanță mai mică de 50 de metri față de culturile de cereale păioase în perioada coacerii și recoltării. Unul dintre incendiile în urma căruia au rezultat mari pagube materiale a izbucnit în comuna Ghirăiești și a fost înregistrat în iulie 2015, când au ars 2 hectare de lizieră salcăm, 3 hectare de viță de vie și 15 hectare de miriște grâu. De asemenea, arderea miriștilor se face numai după ce se obțin aprobările cerute de legislația în vigoare. De la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență al Unității Administrativ Teritoriale, cu respectarea unor măsuri. Condiții meteorologice fără vânt, parcelarea miriștii în suprafețe de maximum 10 hectare prin fâșii arate, izolarea zonei de ardere față de căi de comunicație, construcții, culturi agricole vecine, instalații, fond forestier prin executarea de fâșii arate. Desfășurarea arderii numai pe timp de zi, asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere și stingere a eventualelor incendii, asigurarea pentru suprafețe de ardere mai mici de 5 hectare a substanțelor și mijloacelor de stingere necesare, asigurarea în cazul suprafețelor de ardere mai mari de 5 hectare a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare și a personalului de deservire. Un incendiu produs în astfel de condiții a izbucnit în satul Simionești, comuna Cordun, în iulie 2015. A ars un lan de orzoaică pe o suprafață de 2 hectare. În incendiul izbucnit, cel mai probabil, ca urmare a faptului că proprietarul terenului vecin a dat foc miriștii.